Sfântul Augustin, Confesiuni, rugăciunea 16. Lasă-mă să ascult adevărul, lumina inimii mele, și nu de vocile pe care le-am auzit în zilele întunericului meu. Doream adevărul pentru lucrurile lumești și noaptea s-a închis peste mine. Dar chiar și atunci, în întunericul meu, am continuat să te iubesc pe tine, o adevărule. Mă rătăcisem, dar mi-am adus aminte de tine. Ți-am auzit vocea în spatele meu, chemându-mă să mă întorc, deși abia am putut-o auzi, în zarva făcută de omul care nu este la pace cu tine. Acum mă întorc cu o inimă zdrobită, tânjind să ajung la fântâna ta. Nu lăsa pe nimeni să mă oprească din asta. Acolo voi bea și apele ei îmi vor da viața, căci când trăiam de capul meu, trăiam malefic, eram mort în mine însumi, dar în tine trăiesc din nou. Vorbește cu mine, suflă cuvintele adevărului în mine. Am credință în căile tale, dar mesajul lor este greu de înțeles. Ai milă, Doamne! Amin!